Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Luca, Vlad, cu cine credeți că m-am întâlnit ieri în piața George Enescu? Înaintea meciului am avut ocazia să discut de adevăratele despre fotbal cu Florin Bratu, fostul internațional Florin Bratu, care e cu noi la telefon acum. Bună dimineața! Da, salut, Florin! Bună dimineața, dragilor! Ce faceți? Bună dimineața! Salut! Petrecem! Noi foarte bine, uite, ne bucurăm de rezultatul de ieri și așa cum am sperat... Am câștigat și am mers mai departe. Nu prea ne-a ieșit cu Slovenia. N-am câștigat, dar am mers mai departe. Da, exact, n-am câștigat, dar am fost foarte bucuroși. Până la urmă a ieșit exact cum trebuia. Florin, toate calculele noastre pe care le-am făcut înainte de meci, exact. Cam nimeni nu dădea deznodământul acesta, adică să fim cu toții la egalitate de puncte, dar noi să ne calificăm de pe primul loc, știi? Dar era ciudat pentru că, de exemplu, dacă luam gol sau pierdeam acest meci, dar nu contează, 2-1, ținând cont de rezultatul dintre Belgia și Ucraina, mergeam acasă, da? Deci nu ne mai calificam nicăieri. Foarte, dar pe tine nu te-a surprins sensibilă grupa aceasta. Nu te-a surprins ce s-a întâmplat la Belgia-Ucraina? Adică faptul că ucrainenii n-au forțat și au preferat să spere într-un eșec al uneia dintre Slovacia și România? Adică totuși, ok, nu s-a pus problema de Blatt. Nu sunt de acord cu tine, pentru că am văzut secvențe din meci, iar pe final ucrainienii au avut o ocazie foarte, foarte mare prin Sudaco. Exact, da, aia în prelungiri, pe care știau că... Dar ei au așteptat până foarte târziu, că eu m-am uitat în permanență când colo, când dincolo. Și dacă te uiți și pe statistică, fiecare echipă a avut câte o jumătate de ocazie între Belgia și Ucraina. Nu pot să... Știi care... Am atâția ani de fotbal. E foarte greu să... Nu știu, să te gândești la celălalt meci, că ar putea să se întâmple ceva și eu, într-un fel, la meciul meu să pot să controlez aici situația. Nu, mie e greu să cred acest lucru. Cu siguranță și-au dorit și belgienii și ucrainienii să câștige, pentru că ați văzut ce optime de finale este acum. Belgia-Franța, da. Adică e destul de greu și bănuiesc că belgienii au vrut să evite Franța sau oricine voia să evite Franța în fazele acestea, pentru că e echipă extrem de grea. Cum chiar și dacă noi... nu propun acum un fotbal deosebit. Cum și noi am sperat să întâlnim Slovenia, pe care ne-a luat-o din fasole, ca să zic așa, Portugalia, după înfrângerea cu Georgia, și foarte mulți dintre ascultătorii noștri au înjurat Portugalia că s-a lăsat bătută, dar până la urmă e ceva firesc, nu? Să știi că am văzut meciul, eram în studiouri și am văzut meciul dintre Georgia și Portugalia. Nu mi s-a părut așa un biscotto, cum spun... Da, da, pe vrea Cristiano să dea gol. Doar că, exact, doar că nici nu s-au omorât cu firea portughezii, pentru că, să fim sinceri, ei știau la pauză că la acest rezultat, indiferent ce sunt, oricum ei aveau 6 puncte, ei vor juca cu Slovenia. Și e normal să se întâmple așa și urmăresc interesul, chiar și Georgia, care surpriza plăcută acestui Euro, a făcut un joc bun. Foarte bun, fantastic, uitându-ne așa pe lotul georgienilor, cam unde joacă ei, da, având doar 2-3 piese grele la echipei, jucătorii în campionate destul de modeste, se arată acolo tot așa o forță a grupului care, iată, primează de foarte multe ori. Jos pălăria pentru ei, că trebuie să ne aducem aminte, am fost și noi într-o situație similară în 2008, când Olanda n-avea interes să ne bată și totuși ne-a bătut, că noi n-am prea reușit să fructificăm. Eram și atunci în anturaj. Vroiam să ajung acolo, da. Ai făcut parte din generația aia și e generația care a bătut ultima oară Olanda în 2007 la Constanța. Tu n-ai jucat în meciul ăla? Am fost și eu, da. Dar... N-am jucat, am fost rezervă. Da. Am fost rezervă, dar... Da. Așa este. Olanda este foarte greu de... Este foarte greu de învins, așa, din ce am simțit eu și la nivel de echipă națională și la echipele de club când jucam împotriva lor. Doar că noi acum suntem schimbați în bine, avem o energie fantastică.
pare că nu ne mai este teamă de nimeni, avem o personalitate aparte în joc, adică mă uitam în anii trecuți, cred că asta ne lipsea. Ne lipsea curajul, ne lipsea, de multe ori spuneam, domne, nu avem forță în dueluri, nu putem să depășim un adversar. E, și acum simt că lucrurile astea le-am depășit. De ce? Pentru că avem încredere în noi. Și în momentul în care ai încredere în tine, ai personalitate în joc, depășești obstacolele acestea. Și asta este formidabil că s-a întâmplat la echipa națională. Păi asta, pe asta contăm ca să ajungem mai departe. Unde crezi că ne oprim? Crezi că trecem de Olanda și pormă și de Turcia sau Austria și după aia și de Anglia sau Italia? Să știi că... Da, foarte bun. Să știi că olandezilor le este teamă de... Le este teamă de noi acum. Sincer, nu mai suntem priviți așa ca pe o echipă cu care vrea toată lumea să pice acum, să joace. Știi, în fazele acestea. Se poate întâmpla orice, adică am încredere în noi, chiar am încredere în noi, avem destule zile la dispoziție să pregătim jocul, meciul, din câte am înțeles, e marțea viitoare la München, la ora 7, orele 19, așa că sunt încrezător, trebuie să fim încrezători, nu avem nimic de pierdut, este un bonus, un cadou așa frumos pentru noi, asta ținând cont de ceea ce s-a întâmplat cu, să zic, o săptămână, două înainte de a pleca la campionatul european, când am avut cele două meciuri cu Bulgaria și Liechtenstein, în care ne-am descurcat bine și echipa națională era ușor ridiculizată, toată lumea zice că nu dăm nici gol la turneul final, că da, o să fim ciucă bătăile. Uite-ne ce frumos și arătăm acum. Să le ținem pumnii băieților și să ne reauzim cu vești bune. Florin, mulțumim frumos! Cu drag și eu vă mulțumesc și salutări ascultătorilor! Numai bine, Florin Bratu a fost în direct cu noi. Să știi că noi avem totuși rezultate bune, Luca, cu olandezii. Mi-aduc aminte, în 2005, Rapid n-avea nicio șansă în fața lui Feyenoord. Mamă, cu Feyenoord. Și după aia... Aia a bătut Steaua. Nu ne-a bătut. Au fost două egaluri, mă rog, te rog frumos. Dar totul a plecat de la două de la victorii. Cu Feyenoord din preliminar. De fapt, de la o victorie și un egal în meciurile cu Feyenoord. Da. Mulțumesc. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.